Și ce este diferența 99% imposibilă în Minecraft? Oh, da, oameni buni, ați auzit bine! Astăzi vom juca un super hide and seek cu Andrei 2010, care este atât de greu încât pur și simplu nu poți să-ți dai seama unde se ascunde Andrei. Andrei, ești gata de un super hide and seek? Dar stai, înainte să spui orice, nu putem începe acest super hide and seek pentru că, efectiv, Andrei, nimeni nu a dat like la clipul ăsta! Cer, efectiv, nimeni! Ce, bă? Da, nu așa se face, mă cer cu ei. Ba, Andrei, stai, calmează-te. Stai, să dea like, bă, Andrei, de-abia început clipul. Adică, cred că de-aia nu a dat nimeni like. Dar știi ceva, gata, acum au dat toți. Mulțumim! Yay, mulțumim! Bun, Andrei, acum, hai să mergem aici. Pentru că trebuie să începem cel mai insane hide and seek, 99,99% imposibil. Bă, pun pariu că dacă vii să mă cauți, nu o să mă găsești niciodată. De ce? Chiar o să-ți fie 99% imposibil să mă găsești. Dar de ce spui asta, că nu înțeleg? O să mă ascund atât de bine că pur și simplu nu o să mă găsești. Ok, cum zici tu? Andrei, atunci hai să începem jocul ăsta și să vedem cine pică seeker și cine pică hider. Nu mai da, bă! Doamne, bă, bine, hai. Adică să vedem cine pică și, practic, două secunde, că ziceam ceva și m-ai încurcat. Da, bun, acum hai să aflăm cine se ascunde și cine caută Andrei. 3, 2, 1 și... Oh my god, eu caut. Yay, mă ascund, pa! Na, fraților, poftim. Deci acum eu trebuie să-l caut pe Andrei și Andrei se ascunde. Ha, în aproximativ 15 secunde începem căutările, oameni buni. Mamă, chiar am emoții, pentru că nici măcar nu prea știu harta bine. Andrei, ai face bine să nu te ascunzi bine. Sper să te ascunzi prost ca să te găsesc imediat. 3, 2, 1. Cine nu-i gata, le-au cu lopata. Mamă, nu ai șanse, bă, băiatule. Da, bine, cum spui tu. Ideea e că harta asta e atât de mare încât, bă, chiar că... Pa? Dar de ce zici, mă, pa? Ești pa? A, deci eu sunt pa. Ok, bun, știu deja că-s regele. Bine, mă, hai, mai tăi din gură. Hai să vedem ce se întâmplă pe aici. Mă duc să mă culc până mă găsești în bă. Mamă, mamă, ce de-astea are în el, Andrei. Bun, ideea e în felul următor. Eu vreau să știu dacă tu ești într-o casă. Asta e întrebarea mea. Gen, oare Andrei într-o casă sau e în exterior? Chiar sunt extrem de curios. Poate da, poate nu. Ok, ok. Deci cu informațiile astea, dacă restul abonaților dau like, zic. Ok, bă, gata, au dat like toți, acum poți să-mi spui. Bine, ok, nu-ți spun. Bă, nicio problemă, dar nu, nici nu trebuie să-mi spui. Pentru că, oameni buni, în caz că vă întrebați care e tactica mea, pentru că probabil chiar sunteți curioși. Tactica mea în momentul de față este să intru în fiecare încăpere, în fiecare casă. Și dacă nu-l găsesc în casă, clar e pe afară. Și după care, dacă nu-l găsesc nici afară, o să mă dau bătut. Dar nu e cazul, noapte bună, nu bule. Bă, da, mai lasă-mă, bă, în pace. Mai taci din gură, Andrei, gata, taci. Îți este interzis să mai vorbești cât timp te caut, că mă enervezi. Oh, oh, oh! Bă, nu cred! Bă, cum ai găsit acolo? Este, mă! Na, 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 na. Nu ziceai tu că o să cauți în case? Bă, uite că n-am mai căutat în case și te-am găsit afară. Yay! Bă, Andrei, se pare că... Aoleu! Bă, se pare că n-a fost neapărat 99% imposibil. 1-0 aia e. Bine, dar hai să continuăm. Lasă, că a fost încălzirea. Da, mă, a fost încălzirea. Bun, hai să vedem. Sper că de data asta eu o să mă ascund. Iar caut! Uite, silent! Provocare! A, Andrei, lasă-mă că iar te caut, iar e 99% imposibil, iară. Dacă mă găsești în primele 2 minute, așa, 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 ce se întâmplă dacă te găsesc în primele 2 minute? Nu numai că îți dau pizza mea, iei 2 puncte. Adică o să fie 2-1 pentru mine dacă câștig asta? 3-0. Ok, bă, băiatule, bun, perfect, pe în cazul ăsta, bă, băiatule, nu știi matematică? A, da, corect, bun, are dreptate. O să fie 3-0 pentru mine dacă o câștig pe asta, nu știu cum am calculat-o, dar în orice caz. Bun, hai să vedem ce se pe... Mă, voi auziți? Aud pași, ia stai așa, nu spre că se aude aici. Deci nu spre că, nu spre că se aude aici pașii. Mamă, săracu. Ce? What? Dă blocul în mine? Mă, ce? Bă, Andrei, bă, am găsit un bloc care se mișcă și a dat în mine. Să dau în el? Nu, nu. Păi, dar de ce? Că uite, văd un bloc care se mișcă. Bă, Andrei, dacă ăsta ești tu. What? Uite, se și schimbă. Bă, Andrei, fii atent, deci văd un bloc care sare, care aleargă și care se mișcă. Gen care... Nu-s eu, frate. Dar cine o fi oare? Hai că aflu eu imediat, Andrei, cine e. Stai așa 2 secunde, 2 minute, 2 secunde. Ce-ai făcut, Andrei? Bă, 3-0, na, 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 na.
Ok, știi ceva? Bă, Andrei, am 3-0. Pentru că ai spus că se pun 2 puncte, deci... hai repede răzbunarea. Ce răzbunare, bă? Hai, bă, taci, că asta a fost încălzirea. Bine, bă, ok, hai să zicem că te cred. 3 puncte pentru tine, așa de început să ai șanse. Bă, ok, în regulă. Ok, Andrei, gata cu pălăvrăgeala, pentru că acum este tipul meu să mă ascund. Bine, bine așa. Ok, Andrei, let's go. Acum o să-ți fie ție foarte greu să mă găsești. Mamă, dar nici nu știu ce să mă ascund. Mă bag aici în asfalt, nici nu știu. Chiar voiam să caut eu? Nu, deloc, e ușor. Da, mă, da, bine, hai, cum zici tu? Deci el zice că e ușor. Mamă, unde m-am pus? Bă, băiatule, deci stai o secundă, că e, deci ce se întâmplă aici? Deci, 3, 2, 1... Oh my god, m-am ascuns atât de bine. Oameni buni, uitați-vă și voi, sunt o carte în momentul ăsta. Și cred că pot să stau aici toată ziua. Că Andrei, ia dă-l cu mine, îl vedeți? Ia, ia, stai așa. Săracu. Bă, omule, bă, e prea amuzant. Bă, dar cum vine, mă, fix aici? Pleacă, mă, pleacă. Bă. What? Așa nu? Cea mai rapidă rundă. Bă, Andrei, taci. Taci că e 3-1 pentru mine. Hai că nu s-a pus asta. Hai încă una. Hai să schimbăm și harta. Haide, 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 că mai avem multe de jucat. Unde ești, mă? Așa, bun. Hai, 3, 2, 1 și... mamă, pe harta asta te-ai dus. Deci pe harta asta, bă, băiatule, revanșa. Deci da, acum e timpul să-ți iei revanșa, putem spune și așa. Nu ai șanse, bă, băiatule. Deci dacă eu m-am ascuns aici, oameni buni, fiți atenți. Aici rămân. Deci, bă, băieți și fete, dacă Andrei mă găsește aici, e cel mai bun. Încă câteva secunde. Ok, Andrei, gata. Cine nu-i gata, iau cu lopata. Perfect. A început hide and seek-ul, dar Andrei, maxim poți să treci pe lângă mine. Da, de găsit în viața ta. Na, zis Andrei. Ba, Andrei, bă. Ai grijă, doar atât îți spun. Oameni buni, eu vă pun pe spate. Noapte bună, somn ușor. Pa! Pa, Andrei, mă găsești azi. Bă, fraților, nu numai că adorm, dar eu nici măcar nu-l văd, adică eu pot să dorm liniștit că nici măcar nu e în zona mea de... Nici măcar nu-l văd, frate, e atât de departe încât nu-l văd. Doamne, Andrei, ai 240 de secunde, dar nu cred că reușești. Lejer, ba da. Unde ești, bă? Ia, mamă, nu-l văd, adică-l văd în sfârșit, doamne. Ok, deci îl văd în sfârșit. Ok. Bă, n-are cum așa ceva, e inuman, e pur și simplu inuman. Bă, Andrei, vrei să spun că ai fost literalmente lângă mine, dar nu ți-ai dat seama? Bă, n-ai voie, bă! Ce, bă? Nu, ilegal. Nu, n-ai voie, pur și simplu e împotriva gravitației. Indiciu, please. Ok, hai să jucăm rece cald. Ok, te încălzești, cald, fierbinte, arde, padu, nu! Bă, mersi. Omul meu mi-a zis full mersi. 3-2 pentru tine. Imediat te bat. Bă, dar nu-i corect, mă, că ți-am dat indicii. Ți-am zis cu rece, cal, cu alea, că pe nu se pune. Păi și eu ți-am zis. Cum mi-ai zis, mă? Și puncte bonus. Cum mi-ai zis, mă, tu? De fapt era 2-2. Taci, mă, hai, pa. Na, deci omul acum se folosește de faptul că mi-a dat el un punct în plus, gen. Ok, Andrei. Dar tu ai zis că dacă iau runda aia îmi dai 2 puncte. Deci nu e vina mea acum. Bine, hai să jucăm bine. Și... oh my god, Andrei, eu te caut. Hai, bă, hai, în sfârșit, Doamne ajută. Bine, pa, omul mi-a zis pa. Ok, deci, Andrei, ar trebui să, bă, ar trebui să fie, nu că e imposibil, ar trebui să fie, bă, inuman. Deci nu ar trebui să te găsesc, atât de bun ar trebui să fie acum. Hai, da? Bun, perfect, let's go. 5, 4, 3, 2, 1 și... cine nu-i gata, le-au cu lopata. Bun, hai să vedem. Deci avem, oameni buni, 300 de secunde să-l găsim pe Andrei. Nu știu ce face Andrei, văd că nu vrea să vorbească cu noi, nu prea vrea să ne dea detalii, dar nu e nicio problemă. Ideea e că eu prezic faptul că Andrei e pe afară. Deci Andrei clar nu s-a ascuns undeva în vreo casă de asta, adică n-are cum. 100% s-a ascuns afară, pentru că n-ai cum să nu te ascunzi afară pe harta asta. Harta asta e full afară. Hai să vedem ce are. Ești ușor de bătut. Da, mersi mult, Andrei. Bă, băiatule. Da, mă, mersi mult. Deci ești cel mai mare susținător pe
care l-am, Andrei. Știu că ai trecut pe afară și știu și unde ești. Mama, ia spune, am trecut și pe lângă tine cumva, ia spune-mi. Ok, aici nu e, deci aici mă ascundeam eu. Da, de mult? Bă, nu cred că am trecut pe lângă tine, pe bune? Păi, dar ce ești tu, mă? Ce ești tu? Ce ești tu? Ce bloc ești tu? Ești o chestie? Ceva obiect? Haha. Ok, înțeleg. Ești cumva un fruct? Ești cumva un fruct, Andrei? Ia să luăm pe aici prin spatele ei. Cășii. Nu ți-a zice nici plătit? Bă, mersi mult. No, deci mă pot baza pe tine oricând, înseamnă. Ok. Bă, da, nu cred. Se lasă greu, ok? Deci se lasă greu. Asta e clar. Andrei chiar se lasă greu. Aaa, unde ești că deja? Sal? Ce sal, mă, bă? Pe lângă căsuță? Ce, bă, mă vezi? Na, deci omul mă vede, chiar eram lângă căsuță. Unde ești, mă? Acolo la railuri. Bă, chiar sunt la railuri, pe lângă lemne, știu tot. Bă, zi-mă unde ești, care ești, cine ești, ce ești. Bă, nu, deci omul full nu mi-a zis. Ok, nicio problemă. Bă. Ușor de bătut. 3 minute rămase, pa. Bă, da, ăsta e, mă. Nu, mamă. Stai că încep să transpir, ăsta e, nu. Mamă, tu ești Pepe, nu. Ăsta? Nu. Mamă, care e, mă? Care ești, mă? Care ești? Dacă el mă vede cum stau pe aici, asta înseamnă că e... A, e acolo. Încă te văd, da? Ok, deci aici, în casa asta. Deci aici, Andrei. Aici, Andrei, 100%. E un bloc din astea. E o chestie de asta. Da, da, sigur că acolo sunt. Hai, du-te la etaj. Păi n-are etaj, mă, vezi că nu știi. Aha. Bă, dar nu cred. A ieșit acum din casă. Nu, deci nu cred, dar ce poate să fie, mă, bă? Ok, îți zic, dar zi, Andrei, zi, te rog, dacă nu mă găsești, ia, dacă nu te găsești ce? Ia zi. Runda asta valorează 2 puncte pentru mine, da? Ok, care e scorul actual? 3-2 pentru tine. Bine, hai, zi unde ești. Să-ți o întorc. Da, mă, hai, zi unde ești. Sunt afară, atâta zic. Ah, păi m-ai ajutat de n-ai mai putut. Zim, rece, cald. Hai să jucăm rece, cald. Bine, ok, hai, start. Calota glaciară. A, bă, zic cu rece, cald, nu cu alte cuvinte. Călduț, ok, călduț. Ok, ok, cum devine acum? Mai călduț, ok, ok. Asta e. E ceva de aici. Deci întuț de cald, mai cald. Asta e, care e, mă? E pe aici. Așa, zi, continuă. Nu te mai ajut că ești prea aproape. Zi, bă! Bă, zi, nu m-a lăsat așa. Am ajuns până aici degeaba. E pe bine. Erai lavă mai devreme. Cum, bă? Acum cum sunt? Cum sunt? Rece sau cald? Te văd mai rece. Oh my god. Te tot învârți pe aici. Mamă. Cum, bă, e posibil așa ceva? Unde urci, mă, băiatule? Bă, da, nu înțeleg. 51 de secunde. Vezi că mai puțin de un minut. Zi, bă, rece. Rece? Ok, acum cum e? Cum e? Cald? Mai cald? Păi și care ești, bă, omule, că nu înțeleg. Bă, e blocul ăsta, mă, e ceva, e un lemn de ăsta, n-are cum, e imposibil așa ceva. A, ale, bă, oh my god, trece cu Andrei. Na, poftim, uite, dici tu. Cum, bă? Na, e mort. Dar de ce s-a mișcat, bă, dacă nu se mișca, câștiga. Ia, nu cred că nu-l bat. Nu cred, bă, mai 19, 18, 17, ba. Na, stai, nu prea cred. Bine! Bă, dar cum, mă, bă, cum, Andrei, erai atât de aproape? Cât de aproape? 13 secunde? Bă, dar cum de nu te-am văzut? Unde erai, gen? Unde erai? Zi, unde erai? Nu știu. A, omul era lipit de perete. Ok, deci full lipit de perete. Bă, Andrei, eu am transpirat din cauza ta și eu nu mai pot de nervi. Păi și stai, cât e scorul acum? Andrei, dorm un pic. Bă, trezește-te, mă, cât e scorul? Cât e scorul? 4-2 pentru tine. Cine e regele? Mă culc puțin, de fapt nu, stai, vreau să dansez. O să aplaud în primul rând, deci vreau să mă aplaud, vreau să-i mulțumesc mamei mele, da, mulțumesc. Regele! Bun, Andrei, acum că ți-am demonstrat, hai să-i dăm următoarea hartă. Andrei, vreau să-mi spui cât este scorul. 4-2 pentru tine? Normal că e 4-2 pentru mine, adică normal despre ce... Bă, Andrei, din păcate, da, sigur, bulan. Ok, din păcate tu ești un ofticat, dar hai să trecem peste asta. De ce? Ce propui? Păi hai să trecem peste asta, pentru că eu îți propun să mergem aici frumos, să selectăm harta asta pe care nu am jucat-o și să jucăm decisiva. Dacă mă bați aici, uit de faptul că e 4-2 pentru mine și câștigi. Dar dacă te bat, te bat. Adică practic dacă mă bați la asta, câștigi de tot. Păi efectiv câștigi. Ce părere ai? A? Pe bune? Exact, Andrei, îți dau o șansă că mi-e milă de tine. Deci, hai să-i dăm să vedem ce pică, ce picăm, ce se întâmplă. 3, 2, 1 și... Mă ascund. Oh!
my god, mă ascund. Aia zic. Mamă, deci lui Andrei convine că mă ascund. Ok, bun. Hai să vedem. Deci aș putea să mă ascund aici în primul rând. Clar aș putea să mă ascund aici, deci lejer. Bun, hai să mai mergem în continuare să vedem ce se întâmplă. 15 secunde până se vede. Ok, 2 secunde până se vede regele. Bun, ok. Cred că aș vrea totuși să mă ascund altundeva. Ia să mergem noi. Mamă, stai că nu pot. Bă, ok. Și ce m-am ascund aici? Mamă, deci niciodată în viața lui. Mamă, deci dacă mă ascund aici s-a terminat tot. Deci dacă mă ascund aici, care sunt șansele? Bă, n-are cum. Mamă, gata, nu. Acum chiar că n-are cum. N-are cum. Andrei, îmi pare rău, boss, dar nu ai cum, din păcate, aici. Este absolut. Bă, alo, de ce? Bă, mă sufoc. Bă, mă sufoc. Ok, stai. Spune că nu mă vede. Stai. Ho. Gata, nu m-a văzut. Perfect. Mamă. Ok, stai să mă mut doi pași așa. Perfect. Gata. Unde ești, mă? Nici măcar nu contează, Andrei. Las-o așa, nu contează, e ok, e ok. Bun, perfect. Oameni buni, hai să stăm acum. Stăm relaxați, ok? Deci, relax. Stăm complet relaxați. Și nu avem nicio treabă cu Andrei. Perfect. Andrei, noapte bună. Pa. Ce, mă? Andrei, nu mai da cu busola că nu mă găsești. Eee, de unde știi tu, mă? Tu ești afară, mă. Mamă, s-a prins și Andrei că sunt afară. Da, mă, sunt afară. Hai, rece, cald, ia. Cald, călduț, devine cald, foarte cald, foarte cald, rece, cald, rece. Îmi bagioc, rece, cald, mamă, cald, rece, cald. Sunt curios când își dă seama că îmi bagioc. Poți, Andrei, să dai cu sabia aia cât vrei tu, că degeaba. Dai cu sabia, dai până vrei tu. Bă, stai că nu e bine. Stai că nu prea e bine. Ok, hai că am scăpat de ce mai greu, presupun. Na, poftim la el. Ușor. Bă, mamă, deci îmi dă emoții, deci așa-mi face. Doamne, îmi face inima, frate, când trece pe lângă el. 2 minute, Andrei, 2 minute. Bă, da, nu se mai poate, frate, mă enervează atât de... Bă. Ia, oare dacă mă schimb în timp real, își dă seama? Nu pot să cred că omul nu-și dă seama. Băi, săracu. Doamne, frate, uitați-vă la ei. Deci eu efectiv pot să mă mut cu omul nu-și dă seama. Gen, efectiv nu-și dă seama. Eu efectiv mă mut aici. Nici o reacție. Zero reacții, băi, Andrei 2010. Efectiv mă mut aici. Zero reacții. Omul e nebun. Omul nu e de pe planeta asta, oameni buni. Omul efectiv nu e real. Doamne, unde ești? Nu știu, bă, Andrei, nu știu unde sunt. Ia că m-am făcut o black, fii atent. Bă! Da, mă, Andrei, azi. Bă, da, mă, trece pe lângă mine. Bă, așa, efectiv. Nu înțeleg. Bă, lasă-mă, Andrei. Uneori nu trebuie să înțelegi totul, frate. Uneori lucrurile... Nu. Nu, Andrei, stai să discutăm. Andrei, stai. 2 secunde. Ok. Nu pot să cred că m-a bătut. Regele, sunt regele. Nu, deci eu, nu accept că Andrei să mă bată. Nu!